Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod Minecraft Survival Single Player. Da, după cum vedeți, suntem aici pe mapă. Și da, v-am zis că lucram la ferma automată, dar am terminat-o. Și v-am spus că n-o să termin cu voi pentru că necesita timp, minat chestii, zombie ăsta ce caută în spatele meu. Bun, necesita o grază de chestii și mi-era lene să și filmez și să fac baia, ales că poate se mișca și în lag. Și după cum vedeți, ferma noastră de pătrunjel, de greu, pătrunjel, este terminată. Da. Bun, și acum o să vă arăt ferma. Păi, după cum vedeți, o să vă explic și ce constă în acesta. Păi, e greu de asta, pătrunjel de asta. Îs chestiile astea, bla 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 bla. Aici e o manetă care trag și iese apa și se duce greu și îl luăm înapoi. După, dacă vom săpa o leacă aici, acolo este redstone de astea. Haideți să vi le arăt totuși. N-am și eu o lopată. Stai, unde naiba îs? Uitați acolo. Uitați, dacă mai săpăm un pic, dăm de asta. Și aici este redstone asta care ne trebuie să o curgeapă. În fine. Deci toate chestiile astea, puneți. Băi, frate, da, mă scuzați, a fost o zi obositoare la școală, mai ales că nu mi-a plăcut de... Mi-a plăcut, de fapt, de proful de fizică, de proful de bio... Domnul Pești. Da. Și da, a fost obositor și nu-mi place, nu-mi place. Asta e viața. Așa, bun, dacă vedeți aici și sunt puse de astea și redstone și o manetă acolo și cam atât. Sper că ați înțeles, n-ați înțeles, asta e. Oh, ce explicații mai dau și eu. Bun, și acum nu mai am de aia. Super, mulțumesc că a trebuit să vă arăt și vouă. Bun. Da, și acum o să vă fac și o demonstrație. Da, aici sunt pistoane și apă. Pistoane și apă. Simplu ca bună ziua. Bună ziua. Bun. Și haideți să vă mai arăt o chestie. Bine, asta nu trebuie să o faceți. Asta aia a pus-o de formă așa, pentru că era prea... Simplu așa, ce n-ai... Bă. Da, și... Oh, ce priveliște frumoasă așa. Da, acolo, dacă nu mai mă întrebați, e stadion. Stadion. O să-l termin și o să fac episod cu el. Bun. Și aici este prea frumoasa noastră fermă automat. Stai să pun un deste. Și avem și pâine la greu. Fermă. This quiz. Da. Perfect. Unde-i torța aia? La torța? Bine. Și acum în spate pun un deste. Perfect. Bun. Și acum o să vă fac o demonstrație. Păi, venim aici și tragem de maneta asta. Și apa se scurge și ia tot pătrunjelul și-l aduce la mine. What the fuck aici? De ce nu? Așa, gata. E aproape perfect. Mai că nu știu ce. Bun, și puteți să vă faceți și niște chesturi așa, adică să nu vă mai duceți să le luați. Așa, numai că n-am mai făcut cum era lene. Da, și cam atât. Deci ați văzut cum se procedează și ca să o închidem, ne ducem și tragem din nou de manetă. Și o închidem. Da. Și tragem de, de aici. Și am închis-o. Și gata. Și acum trebuie să plantăm din nou astea. O, câte semințe am luat. Și câte... 16, hai, câte pâine facem. Deci asta e un fel... fermă de grâu. Dar puteți să vă faceți și fermă de morcov și fermă de toate. Puneți aici, în loc de grâu, morcov. Și vă faceți fermă de morcov. Sau pe două rânduri morcov, două rânduri grâu, două rânduri... Ce-o fi? Ceapă? Ce se mai poate fi Minecraft face? Oh. Am un hau. Hău. Stone hău. Stone hău. Oh, oh, the fuck? De ce am pus chestia aia? Gata. E perfect. Da, și aici, sub asta, dacă mă întrebați, e apă.
apă pentru că nu trebuie apă la început atunci pentru că ca să se ude astea. Da. Ați înțeles voi. Și să mai la bă, dar tu nu anunți când vii pe la spate. Nu, nu mă omoră, nu mă omoră, nu mă omoră. Așa. Bă, Nina anunță la spate, vine așa ca handicapatul și începe să dea. Nici nu zice bună ziua, nici nimic, da, da, așa. Băi, parcă, nu știu, parcă e cineva de la mine, de la școală. Cine? Nimeni. Da. Ah. V-am mai urat succes la școală, nu? Așa că vă urez și acum. E, oricum o să dau foc la școală în 3 zile. Dar în fine. Da. Oh, băi, băi, super, băi, Nina, abia am atins pământul. Asta e pe bune. Așa. Și asta este ferma noastră automat. Acolo cei. În fine. Și asta este ferma noastră automat. Acum așteptăm să crească. Deci, nu vă supărați că n-am făcut episodul cu voi pentru că trebuia să mai mergem la minat și chestii de astea și era nașpa. O să ne ducem să facem... Da, suntem pe 1.8 și o să ne ducem să facem și... Păi ne, de ce credeți că am un cuier la mine? Am făcut două. Da. Bă, dar nu merg acum la minat. Nu. M-am plictisit de minat. Ca minat rezultăm la greu. Până și dacă găseam diamond, îl lasem acolo. Glumea. Bă, dar de ce am pus oare flori pe aici? Oh, s-a făcut și ferma asta. Perfect. Păi, vă zic eu, avem pâine la greu. Prea multă pâine dăunează grav sănătății. Prea multă carte dăunează grav minții. De fapt, asta nu e adevărat, dar în fine. Bun. Și acum, haideți să facem, să luăm asta de aici și asta și asta și asta. Și asta, și asta, și asta, și asta. Ah, bună. De ce am pus o torță în mijloc acolo? Nu puteam să o pun și eu altundeva? Bă, și încă ghiozdanul meu a rămas pe jos de când am venit. L-am aruncat pe jos și am venit și m-am apucat să mă joc. Dar trebuie să mă fac și temele. Normal că mâine e școală, dar... Sigur. Stați puțin că am și niște chestii aici. Care nu sunt prea importante. Bun. Haideți să luăm și de aici. Bun. Și puneți așa. Deci, cred că v-am explicat cu ferma asta și ați înțeles. Iar ăla. Vino încoace. Vino încoace așa. Și sper că m-ați înțeles cu alea. Bă, da, tot aici. Îmi stă ghiozdanul sau ce n-ai mai pe aici. Îmi stă pe jos și nașpam pentru că, nu, naș, nici stă așa. Și sper să mă aud bine. Și să nu se miște în lag nimic, nimic, nimic. Pentru că am și YouTube-ul și Facebook-ul și Twitter-ul și tot deschis. Bine, în afară de Twitter. Am zis și eu așa, să fie acolo ceva. Să fie mai mult, așa, la grămadă, neam mare. Bun. Aici, ce chestie asta? Bă, da, mai căzut și pe aici. Oh, super, nu trebuia să ajung, nu trebuia să vin aici. Dar ia să punem noi aici. Și pe aici. Bă, da, aici de ce n-am pus? Să stea așa urât. A, nu pot spun. Nu-mi zic că... Era și normal. Nu se putea să stea așa. Bun. Nu știu dacă mă văd destul de bine. Sper să mă văd bine, dacă nu asta e. Bine. Și acum trebuie să mă duc până la casa cealaltă pentru că am și chestii de reparat și acolo am mai multe obiecte care le-am pus. Și în fine. Da, în fine, hai să fac, să fac niște pâine. Bă, dacă da, pâine am... Mereu fac pâine pentru că asta ține de foame. Măcar ține, știu că ține ceva de foame. Ca așa, de astea, morcovi, nu țin nimic de foame. Și uitați aici, nu respectam deloc drumul. Pe aici, pe acoperiș, cobor în jos și am ajuns în față curtea asta. Aici ce? Mâncare. Ce mâncare pe aici? Nimic. O să las jumate din pâine aici. Pentru că așa sunt prea multe. Aici o, ar trebui să-mi fac o armură de iron. Lemn, lemn, lemn. Da. Oh, mai am redstone, super. De ce am făcut blocuri? Am vrea să pun pe aici pe jos, da, în fine. N-am mai pus pentru că, da, timpul. Aici ar trebui să pun prin chestiile astea. Câte 2-3 cărbuni. Chiar dacă nu mai ajung, nu o să mai ajungă să pun toți, măcar pun în câțiva. Au, ăsta are. Și ăsta? Ăsta, ăsta, ăsta. Au, uite câți au. Punem aici.
Și aici. Și acum toți au, dacă nu mă înșel. Da, toți au cărbune acum. Ați auzit și voi muzica asta? Pe bune e cam ciudat, dar în fine. Aici nu. Nu trebuie să fac nimic. Unde e astea? Să facem o armură. Așa. Așa. Astea nu trebuiau. Trebuia doar asta și asta și asta. Bă, dar nu vreau să fac două armuri. Ce am făcut aici? Ce am făcut aici? Voi face așa, așa și așa. O armură. Perfect. Și acum voi pune pe mine. Și cât aeron mai am, ia să văd. Mai am 8, ia să fac și o cască totuși. Oh, am mâncat pe jos. Da, v-am zis, școala asta m-a amețit de tot. Și gata. Mă, bun. Să vedem, avem niște lemn aici, niște de-astea, niște de-astea, niște de-astea. V-aș arăta și acum stadionul, dar na. Bă, și ce nu-mi place, că e dirt aici. De ce e dirt când pot să pun stone? Stone, am zis că am stone. Am stone. Ia să prăjesc repede ceva. Astea 21 de cobblestone să se prăjească ca să fac stone. Aici e lemn. Oh, la câta lemn avem. Ia să transformăm un stack. Așa, să punem iron înapoi. Ce scrieci? Teme cu valores. Ce am mai scris eu pe aici? Ia să lași pereta asta cu apă. Să mergem sus. Ca să pună chestiile alea ciudate. Semințele astea, seed-ul ăsta. Da. Și cuierul ăsta. Oh, am pus cuier aici. Trebuie să pun și sus cuier. Nu știu de ce n-am făcut-o. Așa că haide să mergem sus ca să pun cuier. Nu știu cât am filmat. Oare ar merge să schimb ușile astea de la căsuța asta? Că nici eu nu înțeleg. Bun. Unde să pun cuierul? Aici să-l pun? Nu, că aici e bucătăria. Aici, aici ar fi perfect, nu? Sau aici? Sau la intrare în căsuța aici? Nu știu. Hai să-l pun aici. Arată perfect. Ia și acum să-l testăm. Oh. Ce șmecher. Ce chestie. Foarte tare. Și acum cum o iau? Ah, așa. E foarte tare cuier. Oh, așa. Foarte tare cuierul ăsta. Să-l las aici când am treabă cu ceva. Când am mai de armuri, până urmă. Terasa noastră ce mai e pe aici? Terasa. Cred că în următoarele episoade o să încep să construiesc o casă adevărată. O casă mai șmecheră, mai mare, mult mai mare, cât un munte, cât o... cât doi munți. Aici s-a făcut ceva, nu? Ia să ne ducem la căsuța aia să vedem dacă s-a prăjit chestiile alea. Dacă nu s-au prăjit, asta e. Oh, a mai scăzut și din viață. Haide. Să intrăm odată și... unde era? Aici. Faci pe stone. Unde mai trebuie? Aici și aici. Pe lângă că mai trebuie să înlocuiesc și aici. Mai trebuie și să pun chestii de alea și de toate și de toate și de toate. Pierdere de vreme. Da, am pus aici. Cum arată mai șmechi, dar mai trebuie să pun și acolo. Dar ia să ne uităm cât am filmat. Că eu habar n-am cât am filmat. Da. Am filmat doar 14 minute. Habar n-am dacă mai să filmez acum. Să mai filmez acum. Dar o să mai filmez. Bun. Dacă nu se fac alea, trebuie să mai iau de aici astea. Și toate chestiile astea. Una
Da. Perfect. Oh, mai trebuie să iau și scara și de toate, toa. Asta e super, super, super. Incredibil. Bun. Văd că e mare chestie și vreau să mă apuc de o serie nouă. V-am mai zis să-mi ziceți de care. Și am primit niște idei pe Facebook. Dar nu știu, ce zice o serie de Dead Island, Riptide sau Team Fortress. Sau nici nu mai am idei. Da. Și asta, sau de un joc horror ceva, pentru că Ice l-am terminat și patetic. Ce bă, mai să mai fac o dată? E Ice, că doar l-am terminat o dată. Bun, nu știu cum e treaba ca stadion la acolo, azi o să-l fac. Sper să-l termin și mâine să pun episod cu el. Dar nu mă duc mai până de atât. Bun, v-am arătat și ferma automată, deci cred că am filmat destul. Da, am filmat destul. Așa că ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like, să-l împușcați mai bine zis. Headshot. A, și de counter putem să ne apucăm. În serie. În fine, spuneți voi pe Facebook, pe aici, pe YouTube, dar să știți că pe YouTube nu răspund la comentarii prea des, doar dacă le văd și astea, deci îmi cer scuze, pe Facebook răspund mai mult. Deci ne revedem data viitoare, nu uitați să le apăsați butonul de like, să le împușcați și un subscribe, să ajungem la 50 de abonați, da? Pa, pa!